Salutare, prieteni! Sunt la un nou episod din cariera Drumul spre Glorie. După instalarea update-ului 4 de la cei de la PES România, n-a mai mers această carieră și am fost obligat să o iau de la capăt. Am o ambiție să fac acest proiect Drumul spre Glorie și sper să-mi iasă de această dată. După ce am făcut update la loturile din Liga 1, la transferuri, am făcut și la această echipă, din ce am citit pe Liga2.ro, cam astea ar fi noutățile: atacantul Nilă, Popa, Raul Costin, acest Vișan și portarul. Sunt noutățile din lotul lui FC Argeș, care nu mai este SCM Pitești. Avem o ofertă pentru un jucător de 50, îl vindem. Trebuie să luăm în primul rând jucători liberi de contract, iar după aceea, dacă găsim un jucător foarte valoros și putem să-i luăm, să-i vindem ca să creăm buget. Este o strategie a mea cu echipele mici care nu au buget de transferuri. Ce vreau să fac la această echipă? Nu vreau să aduc foarte multe vedete, chiar mai deloc, însă trebuie să joc cu 3 jucători de under 21. Asta e prima regulă. O să am în primul 11 3 jucători de under 21. Hai să ne uităm la jucătorii liberi de contract români. Prima dată îl avem pe Maxim Tamaș, Sepsi, care sunt jucătorii cam mari pentru noi, pentru pretențiile noastre. Borceanu ar fi un jucător interesant pentru jumătatea terenului. Valentin Lazar, Fiulop, însă nu știu cât ce putem lua. Avem iată pe Cristi Tănase, fost jucător la FC Argeș. Poate cine știe avem noroc și îl transferăm. Dragoș Grigore, Râpă, Antal Florescu. Gabian cu 22 de ani. E interesant Gabiancu. E interesant Gabiancu, trebuie să-l avem în vedere pentru că putem să ne ajutăm de el în acest tur, după care să-l vindem. Și putem lua bani frumoși pe la că îl prindem într-o formă cât de cât bună. Cred că ne trebuie și fundaș și îl ofertăm prima dată pe Paul Papp. Marcherea bună, dar are salariu mare, rău. Trebuie să negociem foarte mult. Acum vom crea un shortlist cu jucători interesanți care credem noi că ne-ar putea ajuta în această carieră. Iată, sunt și frații Costea. În continuare, creăm shortlist-ul. După
după care vom vedea unde avem nevoie de jucători și unde nu. Vom avea prima etapă din ce am văzut cu Taradu, candidată la titlu. Foarte mulți jucători români liberi de contract. Chiar foarte mulți. Așteptă răspunsurile. Ne-a mai adăugat conducerea 100.000 la transferuri și 245.000 la salarii, dar sunt sume mici, iată, Borceanu Tănase și Dragoș Grigore. Ne-au spus pa din prima, rămâne Paul Papp și Cutran Marcan. În negocieri nu a rezolvat nimic, am trecut la alte negocieri cu Fabrizio, cu portarul Cuciac, care a fost la vas lui, dacă vă aduceți aminte. Și cu Gabiancu. Îl vindem pe Angelina la Rapid Viena pentru 2.600.000, o sumă destul de bună, zic eu. 2.600.000 pe un jucător de 55. Avem pe Fabrizio Cuciac și Paul Papă. Hai să mai negociem puțin. Cuciac avea 500 de mii pe an. Fabrizio, scuze. Cuciac 361, dar cred că ar trebui să semnăm, pentru că nu sunt salarii mari. Și Cuciac chiar este un portar bun, un portar înalt, internațional slovac. Ar trebui să-i scoatem din listă pe cei care deja și-au găsit echipă. Eu mă gândesc tot la Gabiancu, pentru că are 22 de ani și sunt sigur că dacă prinde un sezon bun sau o jumătate, vom face bani cu el. Îl luăm și pe, cel puțin ofertăm și pe fundașul dreapta Matei, pentru că tocmai ce l-am vândut pe Angelina. Acesta trebuie să părăsească, trebuie să găsim 3 jucători under 21. Avem doar unul până acum. Doar un singur jucător. Aici trebuie să facem cumva să găsim 3. 3 soluții titulare pentru meciul cu UTA, care este în 2 zile. Și nu am mai făcut niciun transfer. Ori Viceanu, bun, 17 ani. E perfect acolo, l-avem pe ăla de 17-20 de ani și ne mai trebuie încă unul. Încă unul. 17 ani și Borzan are 61. Cred că este destul de bun ea să-l băgăm noi. Să-l băgăm noi la jumate și atașa am făcut 3 jucători. Avem 2 de 17 ani și 1 de 20. Bun. Un lucru bun, zic eu, pentru că formăm jucători. De asta se și numește drumul spre glorie. Avem o echipă mică din Liga a doua și dorim să creștem jucătorii.
Meciul a început, suntem pe pe Nicolae Doprin, era să zic, Național Arena, stadionul celor de la Pitești. Nicolae Doprin a fost un mare jucător din ce am văzut și am înțeles, pentru că nu a jucat pe vremea mea. Iată pericol acum, pericol acum și este deschidere de scor pentru Utarad. Utarad reușește să deschide scorul destul de repede pe greșeala celor doi fundași. Iată, unul s-a dus, a pasat greșit, iar celălalt l-a scăpat din marcaj pe Piccioni. Piccioni jucător foarte bun. Olivicianu pasă pentru Nile, Nile în care încearcă o centrare, nu acum este Adipopa. Dar nu este respins, se vede pe Costinu! Ce gol reușim! Ce gol reușim! Egală destul de repede! Bravo Costinu! Reușește un Eurogol doar câteva minute după ce deschise se uita scorul. Atât ce șut frumos! Este un foarte frumos acest cadru, iată acest stadion plin și arată destul de bine. Pasă lungă pentru Vulceanu, dar este frăta fundașul nostru. Va fi numărul 10, nostru fierare. Este mijlocaj, nu este fundaș. Fault acum. Atras galben pentru același Năstăsie. Probabil că a rămas puțin nervos după ce a fost faultat și iată atac, jucăm la top player, am zis să jucăm primele meciuri, să vedem cum ne descurcăm. Să rămânem bătaie prin bandă la alta. Facem și ceva modificări, îl băgăm pe David în locul lui Năstăsie pentru că are cartonașul galben. Acum Vișa balon, că foarte bine. Costin pasă mai departe. Burzan, șot pe 2-1. 2-1. Ce fază frumoasă face acest puș de 17 ani. Așa fază frumoasă. În 1-2 s-a desprins perfect de jucător, de adversar. Iată, să vedeți aici, după ce a primit pasa, ce dribbling frumos, ce dribbling frumos a făcut și avem 2-1. Este Litu 64. A dus să fim atenți. Să primim gol. A jucat bine fundașul de 20 de ani și cel de 17 acolo.
În dreapta și cred că atunci destul de bine echipa noastră, dar e bine să ne întâlnim acum, să nu ne îmbătăm cu apă rece. Iată ce face acest puș de 17 ani, ia uite, ia uite, ce șut frumos acolo. Ține foarte bine de minge, parcă este Messi și avem penalti. Cred că este penalti. A, nu, s-a dat în afara careului, după ce a intrat, a fost faultat. Am crezut că avem lovitură de la 11 metri. Să-l punem pe cel mai bun să execute. Am uitat să facă modificările. 73, Popa are 74. La lovituri libere. Short. Da, cred că îl punem pe Popa, care 71. Putem face 3-1. Popa centrează pentru Puștiu de 17 ani, șut acum la altul Puștiu. A mai băgat unul de 18 ani la închidere și era să marcheze și el, însă meciul se termină. Meciul se termină 2 la 1 după ce UTA a deschis scorul. O victorie importantă pentru noi, iată unul meciul este Raul Costin. Și cred eu că de departe va fi liderul echipei. Acest jucător cu o mare experiență în Liga 1. 4-0 a Fumații, bate pe Hermannstadt și Brașovul câștigă tot cu 4 goluri. O primă etapă bună pentru noi, am marcat de 2 ori. Au debutat 3 jucători de 17 ani și unul de 20. Unul dintre ei a și marcat acel număr 37, am uitat cum se numea, dar cred că va fi multe meciuri de acum încolo titular. Avem un jucător cu titlul de Staliat, avem 4 noutăți și urmează o rundă de negocieri intensă. Gata, am primit și noi o ofertă pentru un jucător. Pentru căpățână 1.900.000, el valorează 200. Hai să mai negociem, că poate reușim să am 2 milioane cât este corect. Fabricio, 400.000 cu Ciac. 400, eu zic să acceptăm. Eu zic să acceptăm și îl transferăm pe Fabricio. Și pe Cucea la 318.000. Gabian, cum mai avem de negociat cel puțin o tură. Mai avem de negociat și cu el și cu Matei. Gabi Matei, fundaș dreapta la Steaua București, a acum vreo 4-5 ani, un jucător care a promis mult, dar nu a prea reușit mai nimic. Hai să mergem prin Liga 1 să căutăm câțiva jucători tineri de valoare, poate reușim să împrumutăm vreunul dintre ei. Primul care mă interesează este acel mijlocaș ofensiv de la Dinamo, parcă Costache se numește. Cerban pare un jucător interesant de profil.
Del Perivaldinho, Cațicas, Anton, da, uite, iată, la 18 ani, acest Costache. Hai să încercăm să-l împrumutăm, să vedem dacă ni-l dă Dinamo. Să mergem și la FCSB pentru că sunt câțiva jucători care ne pot ajuta. Grecu Benzar, ce urât este Benzar. Ce față are, parcă e masca de Halloween. Golovka, Budescu, iată ce echipă are FCSB, dar nu o să facem o carieră cu ei până nu vor apărea noile echipamente. Așteptăm update-ul celor de la PES cu echipamentele. Atunci vom face carieră cu Steaua. La Viitorul avem pe Mățan, interesant, dar degeaba ne uităm acum pentru că nu mai putem să facem transferuri, deja avem 5 oferte, trebuie să terminăm, dar avem și câteva oferte. Și de scouterii noștri, un sud-corean, nu știu, n-au ce căuta acest jucător de 35 de ani la noi. Noi avem altă politică de transfer. Și iată prezentarea oficială a lui Fabrizio, fostul jucător al Astrei Giurgiu. Un fundaș de talie mare, care sigur ne va ajuta aici în privare să reușim promovarea. Dar ce de oferte sunt pe adresa clubului? Nu-l vindem pe Olevicianu pentru că abia l-am descoperit. Proșescu, nu știu cine, dar nu-l vindem nici pe el. Căpățână, 2.200.000, acceptăm. Și-am scăpat de el, iată, a venit Fabrizio de 8 milioane. Brazilianul de 26 de ani și portarul Cuciac. 31, 1,94 m. Gabian cu 500 de mii. Mai merge o rundă de negocieri cu Iancu. Și cu Matei ar trebui să mai meargă. Și oricum dacă nu vrea, este obligat să semneze cu noi. Urmează ziua în care Christoph Daum anunță lotul național, bineînțeles că nu avem jucători noi la națională. Și am primit noutăți de la Iancu și Matei. Să vedem. 461 de mii. Hai să-l acceptăm pentru că merită și sunt sigur că va fi un jucător extrem de bun pentru noi. Luăm și pe Gabi Matei și a rezolvat o problemă, iată, cu salariul care l avea căpățână de 1 milion de euro la noi. Am adus doi jucători, pe Matei și pe Iancu, doi jucători care au fost la Steaua în trecut, iată, va urma un meci în Cupa României cu Politehnica Timișoara, dar toate acestea le vom vedea
În episodul următor, la revedere, bye bye!